Daniel Oprița a făcut achiziții importante în acest sezon. Unul dintre jucătorii care a adus un plus de viteză echipei din Ghence este Marin Neagu, care a debutat în Liga 1 pentru Concordia Chiajna la 20 de ani. În cariera lui a mai evoluat și în prima ligă din Cipru. Marin, cum ai ajuns la, la Steaua? Am primit un telefon de la Fanny Nofitovici. Eu, fiind și fost coleg cu el de la Chiajna, am lucrat și cu el la Balotești și mi-a propus, ce zici, vrei să fii la Steaua? Sunt și eu, ești și Daniel. Am acceptat din prima, bineînțeles. Eu, făcând junioratul aici, a fost a mea Casă, ca să zic așa, a venit uh, cu inima deschisă și gata de treabă. Nimic necunoscut în această bază pentru tine? Nu, no, nu, no, nu. No. Pe terenul din spate, fosta zgură, cum îi ziceam noi când eram junior. s-a făcut sintetic. Aici știu că venea și urmăream jocurile echipei de tineret la vremea aia. Un vis devenit realitate să joci pentru Steaua? Da, este un vis devenit realitate. Așteptăm să treacă timpul cât mai repede și să intrăm pe arenă. Crescut de antrenorul Radu Troi la junioristele Stelei, fundașul dreapt al Oroșalbaștrilor, a jucat în aceeași echipă cu antrenorul secunda lui Daniel Oprița, Fane Eu și când am jucat cu el, eu fiind junior, aveam un respect față de cei mai mari. Pot să spun că și acum e același respect față de el. a fost pentru tine experiența în Cipru? A fost o experiență frumoasă, atunci eram tânăr. Zic că dacă aș fi avut mintea de acum, poate se îndrepta lucrurile într-o direcție și mai bună, dar nu regret nimic. Cum vă simțiți înaintea începerii sezonului, meciurilor oficiale? A fost o pregătire grea, ca orice perioadă de pregătire. Suntem mult mai puternici și mai mai pregătiți decât am fost în vară, pentru că atunci au fost lucrurile pe repede înainte. Eu am venit, nu mai țin minte data exactă, cred undeva 14 iunie sau iulie iar ele ca vin după două săptămâni acum am fost toți suntem foarte foarte puternici ce se face Steaua va avea loc vineri la ora 14 și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV